Больше ничего. Проклятый, чтоб ты был, где пойдешь жить. Да ты че говоришь русешки? А пой спомни по русешки, он не знает русешки. Как ты înțeleagă, да? Да. Я после спомни и по казацки. А да, я не înțeleagă, что это... А пой я не înțeleagă. Дела Пырлица, я зика. Да, сату Пырлица, Унгенский район. Наглый. Hai, nu mai grăim, că eu m-am înervat de nu știu mă doar. Calmează-te, calmează-te. Ne-o lămurii amuși cu poliția. Mi n-am văzut. Și am și eu să nepoți crescuți. Și am așteptat, dar ei nu ne-au întors cuvântul. Nu ne-au întors cuvântul deloc. Ai înțeles? În Kazahstan era altfel, da? Da, cum? Să mă bată, să ridică, eu să-i întoarcă cuvântul copiii și... Și să copii, am o frate, un bărbat meu am crescut. Și nu mă s-o bătă joc de mine, dar ei se bat joc de mine. Da. Nu vezi ce zici, că e casa mea. Da, păi dacă ai hotărâri de judecată, cum să nu și ea lui? Au și sunt întâlnit două ziloaie. Nu, eu nu am venit aici, dar au venit în femeie, știi, că casa e teren aici. Și tata-i mort pe război. Da, eu... și ați fost deportat deci de aici, din Sângera? Din Chișinău. Și de atâta v-a dat lot în Sângera, da? Da, pe mine m-au chemat neamurile așa. Eu zic că și n-au ridicat pe Bindescă, unde miliția. De acolo am fost reportat. Iată și. Și apoi neamul m-a tras aici și 8.000 de rubri am dat pe pământul ăsta eu. A, l-ai cumpărat, nu ți l-a dat primăria? Da, mi l-a dat cum s-o fost, dar am plătit 8.000 de rubri pe pământul ăsta atunci. În 90 eu 8.000 de rubri am dat pe pământul ăsta. Când am făcut casă. Clar. Da. Ultime capiși am dat, când am făcut lunină, nu aveam și mâncat de înainte. Fata asta, mănică, nici nu avea și mâncat săracă, nici la școală, cu cine avea să ducă. Fata mea tale, nu nepoată. Nu. Nepoată încă nu s-a născut. Sau putea să fie născută de amintit prin 90, nu? Nu, asta fata care e mănică. Uh-huh. Asta fata e crescută de suflet la mine. Nici nu-i fică dreaptă, nu-i fică dreaptă, e crescută de suflet la mine, e fata. Uh-huh. A să înțelegi dumneavoastră. Și când am venit din Kazahstan, ea avea 9 ani. Când am început casa să facem 10 ani, apoi el trăie cu bacul, ia că la fântâni de acolo apă și facem lutul. Dacă nu ne ajunge la țistern. Și el n-are dreptul la casa asta, nici nu a lichit, nici un bol de lut nu a pus aici, nică și eu vine să face cazeaică. Să ne iei casa, să mă dea afară, fixa și ei, să ai bărbat, să trăiască și ei bine. Dar eu nu trebuiesc. Așa e, nu tot nu trebuiește că am muncit aici la casă. A, deci, aceilalt fiică care te-a ajutat la casă și care e de suflet. Da. Și acum te ține și te apără. Dar da, asta care e fiică dreaptă, te dă afară. Da. Oho. Te domnul Alești, tu zădai vopros. Как случилось так, что мать бросила в один годик дочку свою? Два года, 8 месяцев было, когда остался за меня. Doamna Arnaut. Și s-a întâmplat cu fica? 2 ani și 8 luni. Dați-mă bătetare și eu am chicat în Costijeni. Și a ieșit din Costijeni, cât am șez, m-am lecuit acolo. Și pe urmă i-am nu-i dat de copilul. A venit mama. Asta era atunci și în anii 90 după ce ați făcut casa, da? Nu! Asta... Acolo în Kazahstan? Sau aici ieșeam în Cărtineni, în 64. A, de mult ați venit din Kazahstan, dar abia în 90? Nu, eu am venit în 89. Asta cu fata asta când s-a născut. Care cu casa ne-a luat-o. Complicată treabă. Da. Dați vă vopros, vă scolca let brosili. Maxim. Где бросили? Maxim, люди бросают. Вот сейчас дома, дома на вот одежда приедет. Ты защи купил не пода. Её на не пода то. Так что пусть топору синтай капу. Арна вот ученый, фика матери. Да. Он пусть топору синтай капу. Tata ei, adevărat, da, soțul dumneavoastră. Da, a ei adevărat. Și eu scălește. Și eu m-am scălit. Și te-ai scălit? M-ai scălit pe atcazul și ala că eu mă atcăjez de fată. Aha, și el a luat-o. Și el a luat-o și gata. Și unde s-au dus? El acolo a rămas în Cărtinim, dar eu m-am dus în Kazahstan înapoi. Am înțeles, de atâta ei măritată la Minger. Da. Aha. Și acolo și-a trăit. Oho. Eu a rămas atat în Cărtinim. Eu și-o făcut. Dar nu te-ai plâns atunci la poliție că te-o amenințat așa, da? Aveai alt copil de suflet să ajunge. Nu, asta e din 84. Pe urmă, pe urmă ai luat-o, da? Asta e din 80. De-am cu alt soț. Da. Socoteală. Adevărat.
Потом, когда нас мы выпали. Вини. Jumai de oră am chemat poliția și nu vine nimeni. Și asta e poliție. Copiața de dinți spus nu și de depes și întoarne la cheu în gură și să zică că eu am băut și îți bată și dorm ca și spune ne. E, și nu ne poate. Eu a auzit că e nu ne poate nimic. Dar mă ta zici că și atunci, în 2009, când ai semnat, erai într-o stare inexplicabilă. Da, am spus că la doctor. Dar nu știi. Dar nu știi ce s-a întâmplat acum ta. Nu știu nica. Mama m-a umplat, ea că m-a halazit, ea că și trăiește, e căta de mine. Și când eram o șneagă și ea că am o Anastasia, toacă. E căta de mine. După ce murim o șneagă, ea că puteți fotografiați ei, dar trebuie să lucrați. Păsătoare. Da. Și poate confirma, confirma că atunci, în decembrie 2009, mă ta erai bolnavă, da? Ea, mă, anul ăsta, eu spus azi primăvară, ea, că e venit la mine, femeie, să vadă și fac eu. El i-a spus că a s-o ușită și o să pui în bagajnic și o să o ducă. Că să nu vină la mata. Să nu intre macrabe, nu de voie. Ați văzut că nu vă de voie dumneavoastră? Da, da. Ea ca așa nu de voie nici ei. La nimeni să nu intre macrabe la mine. Să vadă și fac ei din mine. Dar dacă el e proprietar și te joci. Dar cum? Ia ca să nu spuneți că eu am ajuns. Am văzut, am filmat. Da. Și v-a spus și mahalajița și mi-a spus să nu mahalajița, știi, și mi-a spus nu te lăsa. Nu te lăsa, de ea fac. Păi da, e dreptul mă tale. Nu te lăsa. Apoi cum? Ei dau bani, el de bani, el vrea casă. Și cu șiță. Dar și n-a vrea casă, făcută de gata. E că să aude, mă tincă, sirena de poliție. Haide-mi pe aici. Să ieșim în cale? Da, nu știu, să vii pe aici, nu. S-a auzit o sirenă de poliție. A, vine, ne ajungi de urmă. Haide-mi pe aici. Poate urmi un masă, că sunt de spală, să ți-o vezi. Da, e foarte greu de mine. Cum să trăiesc în casă cu doar? Că ești oameni grăsile. Da, cărănină! Deci omul și zici că ți-o descărcat cărănida și că mă tai făcut casă, da? Da, de cum? E... Oamenii din Mahala Uniu și tata, oamenii vin cu hurta și ne ștau. Ne putem luăm. La clacă era, sau cum se cheamă? Vine așa și ne ștau, așa. Și nu neagă că era casa matale, da, da. Mă deam să laudă că nu e matale. Da.